Cabinetul parlamentar de la Lupeni al senatoarei Carmen Hărău s-a transformat timp de 3 zile în cabinet oftalmologic. Aici un medic specialist a oferit consultații gratuite, mulțumită unui parteneriat încheiat cu PNL. Și ultimul control? Nu mi-a plăcut. Niciodată? Niciodată. La fel vă zic și dumneavoastră, ca și cum i-am zis la soțul, încercați măcar o dată la 1 an și jumătate. Nu este bine să nu mergeți la control, pentru că ajungeți prea târziu și după aceea nu se mai poate rezolva cu ochelari. Numărul celor care s-au prezentat la o consultație gratuită în primele 2 zile a depășit câteva zeci. Printre beneficiari s-au identificat și persoane care au participat la un consult oftalmologic pentru prima dată în viață. Mă bucur că am șansa să facem o campanie pentru cetățenii din Lupeni. Facem verificări oftalmologice gratuite pentru toți cetățenii din Lupeni și, după cum ați văzut și dumneavoastră, ne bucurăm de o largă audiență. Foarte mulți oameni au venit ieri, aproape 50 de oameni. Astăzi deja sunt foarte mulți care au venit și oamenii sunt deschiși la propunerea noastră și chiar le mulțumesc pe această cale că au achesat și au venit înspre noi. Am întâlnit oameni care chiar au avut nevoie de ochelari și s-au bucurat foarte mult că sprijinul nostru a reușit să obțină ochelari. Campania demarată de PNL Lupeni și intitulată Din grijă pentru ochii tăi a demarat miercuri 13 martie. Cei care încă n-au ajuns la o consultație gratuită trebuie să știe că și mâine medicul specialist va fi la Lupeni, la cabinetul parlamentar al senatorului Carmen Hărău din Bărbăteni.